Acum au decurs primele experimente muzicale marca BUG Mafia, pentru că eu știu o piesă de la voi, am găsit-o pe YouTube, se numește Al patrulea număr și e practic un a cappella. Nu știu dacă ți-o mai amintești. Interludiu. Da, eram interludiu acela arată cam cât de cretin eram în perioada respectivă. Și la început am experimentat eu personal prin 92 cu niște prieteni de lângă Sebeș, de la Șugab, unde stăteam. Mergeam la bunica mea. Okay. Și acolo am făcut primul instrumental și am cântat. După aia, după ce am încercat să transpun asta în București, s-au dezvoltat oarecum lucrurile, pentru că aici am avut acces la niște oameni care aveau da, și așa am făcut piesa aia, al patrulea număr, ea, în primul rând o să interludiu, da, o să-i dau un mic play pentru cei, dacă îmi permis, pentru cei de pe stream care poate nu o știu. Nu știu dacă e așa cunoscută, dar mie îmi place foarte mult acest interludiu. Zice pe al patrulea număr cu forțe noi. La 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 la. Ba pula-n pizdă înainte și înapoi. La 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 la. Am pus-o pe fată capră. Uce îmi place. La 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 la. Și cum s-a născut acest interludiu? Pentru că pare că vă distrați foarte mult acolo. Era totul natural așa. Totul era o bășcălie totală, deci mai mult decât făceam de interludiu. Rona Hartner a făcut un interludiu la un moment dat pentru noi și efectiv a trebuit să ieșim, trăgeam în aceeași cameră la Tino Furtună, membru trupei Holograph. El făcea în perioada aia publicitate foarte mult în timpul zilei, iar pe noi ne lăsa seara să ne facem nebuniile cu un inginer de sunet al lui Dumnezeu să ierte, care a murit. Și am făcut un interludiu cu Rona Hartner. Și efectiv a trebuit să ieșim din cameră, ne tăvăleam pe jos de râs. Totul era o bășcălie, practic. Deși ei o tratam subiectul foarte serios, râdeam foarte mult și da, asta a fost, am tras de multe ori treaba asta ca să ne iasă bine. Totul se făcea dintr-o bucată, nu aveam prea multe scule și treburi de genul ăsta. Și atunci trăgeam se și aude în interludiu, pentru cine ascultă mai atent, că pe rând ne bufnea râsul. Da, știu, asta e foarte mișto. Asta e foarte tare. Erau niște vremuri un pic mai primitive, ca să spun așa, dar sunt multe momente foarte mișto din perioada. Oricum, geniu creativ eu cred că a contat cel mai mult acolo, adică indiferent de dificultățile tehnice, pur și simplu, acele versuri comunică ceva foarte puternic, adică e ceva, înțelegi ce a vrut să spun autorul, știi? E foarte puternic, dar nu știu dacă neapărat se înscrie în definiția asta. Dar pe cât râdeam de mult, pe atât luam în serios ce făceam acolo. Adică să înregistrăm, să facem muzică, să scoatem un album, să... Dar a fost într-adevăr foarte, foarte fun perioada aia și oarecum fără de grijile pe care am început să le întâlnim de-a lungul timpului când am realizat că într-adevăr asta este o meserie pentru noi și este ceva ce vom face foarte mult timp.